Lumea cumva știe mai multe despre Maria Constantin din punct de vedere personal. Cum de s-a întâmplat chestia asta? Fără voia mea, să asta vreau să te întreb. N-a fost voia mea și de fiecare dată îmi place să merg în fața publicului cu melodiile, cu munca mea pe care o fac și bineînțeles că o fac cu tot dragul pentru că asta îmi place. Nefericirea de pe plan personal cumva la mine a fost foarte expusă și toată lumea cunoaște cumva foarte multe lucruri despre mine, unele adevărate, unele neadevărate. Fie ploaie, fie soare, fie nor, tot că e copacul. Ai înțeles la un moment dat că e important pentru un artist, dacă vrei să fii acolo în vizor, să dai aceste insight-uri personale și te-ai asumat, sau pur și simplu a fost început, ai fost poate mai naivă, n-ai știut cu ce să mănâncă lumea asta când te-ai deschis și atunci s-a făcut acest bulgăre care se rostogolește și din care nu mai poți să ieși la un moment dat. Totul este rost, totul este frumos atâta timp cât muncești și nimeni n-are cum să-ți facă rău. Asta era impresia mea. Vai, 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 dracu și bărbații, când te uiți la ei, cu palpitații, vai, 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 ce mi-am luat pe cap. Mai bine eu nu eram fata de Mărica. Ce sensibil și ce fain. Bun găsit, draga mea. Mă bucur că te-am emoționat. Uite și așa răcită. Da, da, păi nu. Ești un om care știe muzică pe pâine, cum se spune, de mică. Și sunt convinsă că ai toate pârghiile ca să cânti tehnic vorbind impecabil. Chit că tu nu ești mulțumită și bănesc că pretențiile tale sunt mari și ești o perfecționistă. Așa văd eu cel puțin, auzindu-te, povestind despre tine și parcursul tău muzical. Dar, într-adevăr.
lumea cumva știe mai multe despre Maria Constantin din punct de vedere personal. Cum de s-a întâmplat chestia asta? Fără voia mea, să știi. Asta vreau să te întreb. Cum? N-a fost voia mea și de fiecare dată îmi place să merg în fața publicului cu melodiile, cu munca mea pe care o fac și bineînțeles că o fac cu tot dragul pentru că asta îmi place. Dar așa a fost să fie. Cred că de la Doamne, Doamne și cumva nefericirea de pe plan personal cumva la mine a fost nu expusă, foarte expusă și toată lumea cunoaște cumva foarte multe lucruri despre mine, unele adevărate, unele neadevărate, categorii. În mod clar, nici nu vreau să-mi pun problema, că știu și eu cum e. Doar că asta vreau să te întreb, dacă cumva ai înțeles la un moment dat că e important pentru un artist, dacă vrei să fii acolo în vizor, să dai aceste insight-uri personale și ți-ai asumat, sau pur și simplu a fost început, ai fost poate mai naivă, n-ai știut cu ce să mănâncă lumea asta când te-ai deschis și atunci s-a făcut acest bulgăre care se rostogolește și din care nu mai poți să ieși la un moment dat. Într-adevăr, cred că eram și mult prea copilă atunci și atunci, cumva, în momentul respectiv, nici nu știam cu ce se mănâncă televiziunea. Adică eu trăiam în lumea mea, în globul meu de sticlă, în care exista doar muzică, lume bună, totul este roz, totul este frumos, atâta timp cât muncești și nimeni n-are cum să-ți facă rău. Asta era impresia mea, dar ulterior am dat cu capul așa de zid și mi-am dat seama că, de fapt, în televiziune trebuie să vii și cu ceva pe plan personal și nu numai asta. Cumva, nu regret aceste lucruri pentru că, într-adevăr, da, am avut viața expusă ca într-un jurnal cu lucruri adevărate, cu lucruri neadevărate, dar în același timp aceste momente grele din viața mea probabil că m-au făcut să și transmit mai mult. Și trăirile astea cumva le-am pus în muzică. De foarte multe ori în etapele grele din viața mea s-a întâmplat să compun muzică bună, să compun piese frumoase, pentru că cumva am vrut să-mi exprim altfel suferința. Uh-huh. Nu neapărat să merg și să vorbesc despre suferința mea, ci să o cânt. Uh-huh. Și atunci cine a înțeles, a înțeles. Cine a fost deștept, a înțeles-o. Da, siguranță. Deci nu ai regrete, că asta era întrebarea mea. Dacă ar fi să schimbi un singur moment în timp, dacă cu mașina aia timpului pe care nu avem și ne dorim foarte mult, care ar fi acela? Doar unul, poate, din... sau nu? Ar fi multe, ar fi multe. Unul care te doare pe tine cel mai tare. Îmi pare foarte rău, de exemplu, pentru că nu am petrecut mai mult timp alături de tatăl meu. Asta este pe plan personal, fiindcă tatăl meu s-a stins din viața acum 7 ani de zile. Și pentru că eu mai mereu fiind pe drumuri, mergând la concerte, la evenimente, nu am petrecut suficient de mult timp și Dumnezeu nu mi-a lăsat această oportunitate să petrec mai mult timp cu el. Dar din punct de vedere al carierei muzicale, regret că nu am făcut conservatorul atunci după ce am terminat liceul. Așa. Și asta s-a întâmplat datorită faptului că ai mei nu au avut o situație financiară foarte bună și eu tocmai de aceea cumva m-am apucat să cânt muzică populară, pentru că aveam nevoie de partea financiară, să fac pregătire pentru flaut, unde eu eram olimpică pe țară, mergeam la olimpiade și eram una dintre cele mai bune eleve. Dar așa a fost să fie. Regret pentru că m-am apucat la vârsta de 30 de ani, am mai terminat o facultate de jurnalism, dar aia a fost așa pur și simplu o ambiția mea, iar ulterior, în București, da? Și apoi la vârsta de 30 de ani m-am ambiționat, am zis, trebuie să merg să fac conservatorul, mai ales că știu atâta muzică. Și dacă voi intra la fără taxă, voi continua, dacă nu, nu. Am făcut pregătire 2 luni de zile cu doamna profesor Chihaia, muzică, canto clasic. Și în 2 luni de zile am intrat prima cu bursă și am zis, ia-o pasta, Maria, acum trebuie să continui și să înveți. Într-adevăr, a fost foarte greu pentru mine că cumva am reluat toată materia pe care o știam, dar a trebuit să-mi reînnoiesc, să-mi reîmprospătez amintirile. Și foarte greu din punct de vedere al programului, pentru că eu aveam și evenimente, aveam și proiectele pe rol foarte multe, cu piese, cu videoclipuri și de asemenea trebuia să merg și la facultate de dimineața și până seara. Da, deci, nu e... Dar cumva munca asta m-am îngropat, de fapt, în muncă, vorbind, și atunci m-a salvat de pe plan personal, pentru că nu mai aveam timp să mă gândesc la problemele și prin situațiile în care eu treceam. Și acum, cu
patalama la mână, conservatorul făcut. Ai mai ai o ambiție sau un vis în zona asta a cantoului clasic? Sau cum da. Exact vezi tu? Să știi că pe perioada pandemiei, când nu erau evenimente, bine, mă rog, eu recunosc că am fost unul din fericiții artiști care totuși încă își putea practica meseria pe litoral, pe la terase, mă rog, în spațiu deschis, așa cum era permis. Dar am avut un gând la un moment dat să particip la un casting pentru, în Italia, okay, pentru Dom Giovanni, o operă de Mozart, și am vrut să mă scriu și toate cele, numai că toată sesiunea asta de spectacole începea tocmai din iunie, când aveam deja evenimente luate și nu se știa clar ce se întâmplă, dar am avut acest gând să plec cumva și să merg pe acest stil muzical, doar pe acest stil muzical. Cumva eram probabil și dezamăgită, pentru că atunci au luat amploare mai multe stiluri muzicale, cumva noi sau poate vechi, dar readaptate. Și eram dezamăgită puțin în sinea mea, fiindcă un om care, nu știu, a muncit de la vârsta de 7 ani, a făcut muzică și cumva vedeam că folclorul este pe treapta, nu știu, 3-a, 4-a, 5-a, 10-a. Dar am înțeles ulterior, sau cel puțin asta este părerea mea și punctul meu de vedere, oricâte stiluri am adaptat eu și am încercat să cânt și mai spre pop, și operă, și balcanic, dar la folclor nu am renunțat niciodată și cred că asta ne reprezintă pe noi ca români și nu cred că folclorul va dispărea vreodată. Care este aria ta preferată? Și apoi să-mi spui care este piesa ta din folclor preferată. Și apoi, nu știu, un guilty pleasure și o piesă internațională. Să trecem prin toate, așa. Da, după trecem mai așa cântăm ceva. Prin toate. Ca și arie, îmi place foarte mult, ascult de fapt foarte mult Bellini, Casta Diva sau, nu știu, uite, vă cânt așa un fragment așa la rece, ca să vedeți despre ce e vorba. Ceva de genul. Este ceva sublim. Este, măi, cu vocea asta de înger, te-ai dus acolo la greu, la junglă. Ești așa plină de contraste și de lucruri surprinzătoare. Da, pentru că îmi plac foarte mult provocările și de cele mai multe ori, nu știu, mă pun în situația în care vreau tot timpul să-mi testez limite. Și, într-adevăr, mi-a prins super bine experiența asta, pentru că cumva am văzut că nu prea am limite în tot ceea ce ține, nu știu, foamete. Asta e și de bine și de rău. Este și de bine și de rău, numai că lucrurile astea le cam fac și acasă, atunci când vreau să slăbesc, într-adevăr, la mine ce-ți nu funcționează. Ce mai slăbești? Unde să mai slăbești? Sper că acum ești mulțumită. Da, nu, acum sunt mulțumită, acum sunt bine, acum sunt bine. Dar sunt atentă la ce mănânc. Am înțeles. Într-adevăr, na, după 30 de ani, cumva lucrurile n-au mai stat atât de roz în ceea ce privește silueta mea și atunci trebuie să am grijă, pentru că, în primul rând, vreau să mă simt bine în pielea mea. Și dacă eu mă simt bine, deși toată lumea spunea, nu, că ai slăbit prea rău, că nu stă bine, că ești trasă la față, că zic, da, dar mie îmi place. Adică așa mă faceți pe mine să mă simt bine. Da, lumea vorbește mult. Da. Cum te împaci oare cu ideea asta? Că, ți-am zis, asumarea face parte din ceea ce desfășurăm noi și faptul că atâtea aspecte ale vieții tale au fost pe tavă, iarăși, e drept. Îndreptățit, adică nu e îndreptățit, nici măcar nu e îndreptățit, dar nu putem face ca lumea să nu mai vorbească și slavă Domnului, online nu oferă nenumărate variante care lumea să zică. Dar haide să spun eu ce le fac. Așa. Cine e cu hate-ă reală, eu le dau like așa. Da? Like, asta vreau să zic. Cum gestionezi? Dacă ai avut vreun moment care te-a îngenunchiat din punctul ăsta de vedere sau ai fost așa puternică întotdeauna? Și dacă în momentul în care ești în fața oamenilor și trebuie să
și reușești să emoționezi cu vocea ta la concerte, cumva uneori te gândești și la lucrurile urâte care ți-au spus, ți-au fost spuse și ai așa un sentiment de frustrare, poate sau de furie. Măi, eu am venit să vă cânt, să vă fac fericiți și voi de ce sunteți așa de răi? Ai chestia asta? Da, am avut-o. Am avut-o până acum, cred că, nu știu cât să zic, 5-6 ani de zile. Okay. Dar am început cumva să mă obișnuiesc cu această idee, pentru că până la urmă statutul ăsta de... Eu nu mă numesc vedetă, că nu mi se pare... Adică chestia asta de vedetă, e cumva sunt și eu om, ca toată lumea. Dar în același timp am început să devin mult mai relaxată. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc și să analizez situația, nimeni nu-mi plătește mie facturile. Nimeni nu m-a întrebat odată sau când eram eu în momentele acelea grele. Și da, am avut momente care m-au îngenunchiat. Uh-huh. Și la propriu și la figurat, pentru că am fost nevoită cumva, nu m-am bucurat de copilăria fiului meu cât a trebuit. Mi-am pierdut tatăl, am trecut prin două căsnicii eșuate care, într-adevăr, m-au marcat într-un mod sau altul, unele mai puternice, alte mai puțin, dar fiecare în felul ei a fost o etapă din viața mea care pot spune că m-a îngenunchiat. Dar aceste momente care m-au îngenunchiat, cumva, am avut puterea să mă ridic, pentru că nu mai eram singură pe lume, cumva, am un copil. Și atunci instinctul ăsta de mamă îți dezvoltă mai multe lucruri. Adică nu mai ești tu, nu mai gândești doar pentru tine lucrurile, gândești pentru copilul tău. Și atunci am zis, dacă eu nu o să fiu bine, nici copilul meu nu o să fie bine. Și tot timpul gândesc lucrul acesta. Și nu mă interesează ce spune lumea, pentru că lumea care poate din spatele calculatorului scriu fel și fel de mesaje, eu nu pot decât să le mulțumesc, indiferent că scriu de bine sau de rău, fiindcă timpul este cel mai de preț lucru al nostru. Aha. Și îmi dăruiesc timpul lor. Deci tu îți dai seama cât de bucuroasă ar trebui să fiu eu, indiferent de ceea ce scriu. Înseamnă că interesează persoana mea, că am făcut ceva care, nu știu, ori a intrigat, ori nu știu, le-a plăcut sau habar n-am, au scris mesaje urâte, nu contează. Ei mi-au dedicat timpul lor, care este cel mai de preț lucru și care niciodată Dumnezeu nu ți-l va da înapoi. Secundele astea care trec acum pe canapea, le dăruim pentru oamenii de acasă. Exact. Și aceste secunde niciodată nu se vor mai întoarce. Da, sunt înregistrate. Te mai întreb scurt, tot așa punctual, te-am auzit vorbind deseori despre copilăria ta. Cea mai dragă amintire? Așa, un moment în timp în care ai simțit copilăria fericită și lipsită de griji. Și apoi mai cântăm ceva. Nu a fost chiar lipsită de griji, pentru că într-adevăr, după cum spuneam, părinții mei n-au avut o situație financiară foarte bună. Și simțeai, copil fiind, ți-ai dorit ceva și da, nu... am ce simțit. Anume îți doreai și nu puteai? Nu, că eu nu sunt genul care să-mi doresc multe chestii și nici acum nu sunt genul. Adică sunt un om normal, după cum spuneam, din toate punctele de vedere, dar îmi amintesc un singur lucru care m-a marcat așa cumva în felul meu. Era de sărbătorile de iarnă și ne doream foarte tare pomul acela de Crăciun. Și acum ai mei, pentru că nu și-au permis să ne cumpere un brad, și să știi că lucrul ăsta nu l-am spus la nimeni, tatăl meu a improvizat, a luat efectiv un lemn, un stâlp așa, și a dat găuri cu bormașina, a pus crenguțe pentru că le luase de la o vecină dintr-un brad, crenguțe de brad, pac, 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 băgate, și ne-a făcut pomul de Crăciun pentru a avea acel brad de iarnă. Și lucrurile acestea m-au marcat cumva, pentru că știam că ai mei nu au atât de mari posibilități cât să... Nu știu, că nu ceream noi chestii mari. Adică atunci era pe vremea aia, Doamne, când găseai câte ceva și o portocală, ți se părea că este mare lucru. Da. Și țin minte că mai furam și toate bomboanele din pom și lăsam decât ambalajul. Adică erau foarte multe momente din astea pe care mi le aduc, aminte perfect, parcă ieri s-au întâmplat. Dar să știi că mi-aduc aminte cu drag, pentru că perioada aia a fost foarte frumoasă, chiar dacă poate nu ne permiteam foarte multe lucruri. Mm-hmm. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum pot să-i ofer copilului meu, de asta sunt cea mai fericită, că pot să-i ofer copilului meu ceea ce eu nu am avut. E foarte important. Și cei care nu au trăit într-o situație de genul, cu siguranță nu știu ce spun. Subiectul cu copilul iarăși a fost mult dezbătut și a fost acuzată, deși numai o mamă trebuie să înțeleagă exact
situația și prin ce trece și alegerile pe care le face și așa mai departe, și nu vreau să vorbim neapărat despre asta. Ceea ce remarc și mă bucur mult pentru tine și sper așa să fie, că ești fericită, că ești liniștită, da, că ești echilibrată și pentru asta merită să bem un pahar de vin, adică măcar o gură. Știi cum este vorba piesei, fii atentă. Ia. Ia mai toarnă un păhărel să ne înveselim nițel. Sus paharul fiecare, hai noroc și la mai mare. Asta e. Bine ai venit încă o dată. Bine te-am găsit. Doamne ajută. Să fie bine, să fie bine. Acum pot spune că sunt fericită, sunt împlinită, sunt echilibrată, am tot ceea ce îmi doresc. Și îți place de tine și mi-am culoarea asta de nu, da, nu-mi place, nu-mi place culoarea asta, dar asta este, n-am mie avut... Mi-e place, se pare că te prinde bine, te contează. Da. Deci da, tot te prefer blond, direct, blond de toată viața și până la nunta mea, care va fi în august, pe 4 august. Vreau să redevin din nou blondă, dar sper să-și revină părul meu, că acum momentan este mai mult decât casat. Bun, deci ăsta e anul cel mare, e 4 august, da, te căsătorești cu bărbatul pe care îl iubești și care te face fericită. Jumătatea și mea. Tin să cred că lui ai dedicat și prima piesă pe care am cântat-o, nu-i așa? Da, este piesa compusă de mine și pentru el, bineînțeles, și melodie și text, și de asemenea am zis că această piesă o să fie cumva coloana sonoră de pe invitațiile noastre. Adică am gândit-o cumva, da, pentru că va fi o invitație digitală și atunci când vor deschide oamenii invitația, va cânta această melodie și bineînțeles că am compus-o de fapt pentru evenimentele la care o să cânt, pentru Valsul Mirilor, pentru toți mirii de anul ăsta. Ah, ce fain. Da. Deci se deschide Felicitarea, o să cânte piesă pe care noi deja am cântat-o și acum noi să cântăm altă piesă, de exemplu... Să rămânem în zona asta clasică, îți sună atât de bine și nu mă mai satur să te aud. Copacul se numește, o piesă pe care a ales-o, ea fiind reinterpretată, eu l-am dat, am căpătat... În mii și mii de... Da, când eram în perioada mea de festivaluri și concursuri, o detestam din sufletel, pentru că toți băieții o alegeau în repertoriu, că era piesă grea, de concurs. Dar au trecut mult timp de când serveam genul ăsta de festivaluri și ai ales o variantă în interpretarea Angelei Gheorghe. În grădină casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe mâni, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-n gând-l cânt. În grădina casei mele e copacul care spune să fiu mândră cum e el, care spune să țin fruntea dreaptă tot mereu, fie ploaie, fie soare, fie nor, tot ca el, copacul să-nălță în grădina mea, încărcat de soare, de lumină grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe grea.
Gala din Milano, gala s-a din mutat Milano. Aici pe canapeaua verde. Cum poți să crezi, măi, mamă, și cu corsetul ăsta și stând jos, cum poți? Nu știu, nu știu cum iese și răcită. De drag. Da, îmi place. Îmi place ceea ce fac și îmi place să cânt mai ales tot ce ține spre muzică clasică, deși cumva oamenii spun că nu cânt spre sus, că ar trebui să încerci și vocea mai medie și uite să știi că... Oameni gen specialiști sau ce? Nu. Oameni. Nu, oamenii, da. Oamenii în general. Dar să știi că eu, de exemplu, când m-am apucat să cânt folclor, dacă îți spun cum m-am învățat să a cânta folclor, o să râzi. Adică nu am avut probleme, n-am avut profesor, n-am avut absolut. Dar la tine casă, asta auzeai oricum de mic. Într-adevăr, dar tatăl meu a fost poliinstrumentist. Adică n-avea nicio treabă cu vocea, cu nimic. N-avea cum să-mi arate mie cum să cânt eu cu vocea. Și atunci am luat discurile acelea de vinil. Ca să fii poliinstrumentist, la câte instrumente trebuie să știi minim? Să vedem dacă aveți... Cred că 3, 4, 5, habar n-am. 3? Cum? Mai mult. Cred că da. Să văd acum mă îndresc eu că am întrupă poliinstrumentiști. Da, avem. Așa, gata. Tatăl meu cânta la instrumente tradiționale, la nai, la ocarină, la cimpoi, la tâlv, la clarinet, la fluier. La tâlv. Ce este acela un tâlv? Tâlvul este exact cum este cavalul, așa. Dar este tot din lemn, de obicei din lemn de cireș se procură și are decât o gaură cumva pe care se suflă, dar scoate și cumva la octavă. Dacă știți, la nai, dacă sufli mai tare, are o, se numesc armonice. Acele armonice cumva se aud pe același, pe aceeași țeavă, pentru că n-ai efectiv, n-ai găuri. Ce înseamnă tâlv? Azi am învățat un lucru nou. Tâlv! Tâlv! Asta tâlv. Mi-a explicat. Nu. Tâlv, caval, drâmbă, vi le număr acum pe toate, da. De folclorul am autentic, da. Tradițional și de-asta. Întreb. Ei, așa, și atunci, atunci m-am apucat de a cânta, dar după discurile de vinil. Adică ascultam foarte mult Maria Ciobanu. Și cumva de atunci și intonația asta, ipostația de spre soprană, pentru că, într-adevăr, Maria Ciobanu exact. Cânta foarte, în tonalități foarte sus. De-aia cânta nativă, n-a făcut canto clasic, bănesc. Da, nu, nu. Știu că făcea, avea un pianist în fiecare zi cu care făcea vocalize. Ia uzi. Dar nu a făcut cursuri în domeniu, dar avea, așa avea pur și simplu vocea ca și întindere și... sonoritate. E, și atunci și ascultând să... foarte mult, logică și eu cumva, na, cânt tot așa. Și în general, să știi că în zona Oltenii, cam toate cântărețele de muzică populară cântă cât mai sus. Cu cât cânt mai sus, cu atât este mai frumos. Partea mea, că eu sunt artistă și pe deasupra nici nu pot să fac inflexiunile de Oltenia. Mai cochetez eu cu folclorul, mi-e drag tare, dar ce mi-e sare mai mult, cum e Maramureș sau Banat. Și fii atentă, moldoveneștele mele nu pun. În Gorj este specific o chestie, fii atentă. Ia. Hăulite se numesc. De la o melodie cunoscută, uite, pot să-ți cânt așa, să-ți frădunez. Ce se aude, măinicuță, joacă sârba-n poieniță, haine că și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Haineicuță și noi doi, să jucăm ca pe la noi, să jucăm sârba pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Au, 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 au. Cam asta este. Este de fapt hăulita. Cum să faci asta? Vreau și eu să învăț. Poți să-mi explici tehnica? Tehnica. De fapt, tu ai învățat. Asta este un orden. Lovitură de glotă. Este lovitură de glotă și la un moment dat se lasă cumva tot ce înseamnă aici gâtul foarte lejer și cumva este acea apogiatură. E o chestie așa care da. Care se folosește în zona tutorial respectivă. De canto cu Maria Constantin. Da. Mi-e rușine să încerc, dacă nu mi-e să mă simt prost. Deși și eu am loviturile mele de glotă, dar mai spre country decât mai spre Oltenia. Este ceva asemănător. Bine, voi studia, trebuie să mă vezi pe mine. Vreau să zic că te întrebase mai devreme de piesa ta preferată, dar cumva intuiesc răspunsul. Nu poate fi decât Lie Ciocârlie, nu? Da. Adică care e chiar un spectacol de piesă. Da, este și... piesa, să știi, pe care am studiat-o câteva luni. Așa, de pe discurile alea de vinil. Pentru că asta se întâmpla acum foarte mulți ani, când eu eram copil, cred că nici nu terminasem liceul, ceva de genul. Și atunci am participat la festivalul Maria Lătărețu, unde am obținut marele trofeu cu această piesă. Și tocmai de asta, cumva, este piesa mea de referință. Piesa mea de referință este piesa Mariei Ciobanu, dar nu mulți soliști o cântă.
Pentru că este, în primul rând, foarte greu, pentru că atingi peste două octave și atunci este foarte greu. Și mai ales zona de sus, unde, într-adevăr, cum spuneai și tu, o poți controla destul de greu. Și mai ales că pe vocea de cap, pe falset, de fapt că asta este vocea de cap, acolo, într-adevăr, dacă nu ai o stabilitate și să muncești foarte mult și studiu și studiu și studiu, nu se poate realiza. Și de asemenea, pe mine recunosc că m-a ajutat foarte mult și flautul, pentru că eu ce făceam? Aveam partiturile de flaut și profesorul meu îmi spunea, ia cântă cu vocea să vedem cum îți iese cu vocea, așa trebuie să-ți iasă și cu flautul, pentru că eu solfegeam foarte repede la prima vedere. Deșifram foarte repede partituri și atunci mă punea, cântă cu vocea și atunci o să-ți iasă, așa vreau să cânt și cu flautul. Și cumva exersând chestia asta, de asta îmi și place de fapt la muzica clasică, eu ți-am cântat Casta Diva și Bellini, da. Dar cumva segmentul meu este de agilitate. Adică agilitatea se cântă... Da, la... Adică ceva de genul. Și atunci, chestia asta de agilitate se folosea pentru instrumentiști. Că de asta, de la muzica barocului, a început cumva să se cânte, dar cântau decât bărbații și, de fapt, luaseră partiturile de la instrumentiști. Și atunci de asta era agilitatea asta și e foarte greu să o cânti dacă nu ai făcut un instrument, pentru că sunt foarte multe note pe 16. Ai zăpăcit pe... de cap! Da. Gata, gata! Bun, deci din ultima oară când ai cântat la flaut? La flaut, să știi că n-am mai cântat. N-am mai cântat de mult. Vreme. Și Lie Ciocârlie de la festival, ai mai cântat-o? Da. Ai, cred că Lie Ciocârlie... La nunți nu cred că îți cere nunți. Deci, ba da, Lie Ciocârlie tot timpul îl cânt la orice eveniment, orice spectacol, orice. Deci acolo s-a întrerupt dansul, s-a întrerupt tot, e moment de virtuozitate și toată lumea... Uite, haide să încercăm. Ia, doar un acord de si minor, ca să vedem așa. Am văzut niște ochi măriți. Zic, nu. Facem așa. Așa. Lie, Lie, Ciocârlie, ia să-mi spui tu mie. De ce sporim vânt și dai de pământ și dai de pământ linie? Deci nu mai pot, de atâta răceală, deci nici nu mă gândeam. Am zis așa, Doamne, mă duc la emisiune, o să fiu în formă, o să cânt, o să nu știu ce. Și am venit direct răcită, cea mai răcită din viața mea. Acum sunt. Nu te las să te plângi, că acum ți-o fi rău, te cred, dar ce sună din gâtul tău, nici noi nu putem ajuta foarte mult, că se întâmplă aici niște întâmplări care
Sunt dincolo de ce cuvinte. Deci, bine, mai fată, nu are nimeni dreptul să-ți atingă de tine cu nicio formă. Tu ești mortală. Adică ceea ce reușești să faci, emoție și muzică și atât. Mulțumesc tare mult. Să știi că nu am simțit niciodată chestia asta, că am muncit foarte mult. Și îmi place să muncesc și când este vorba despre studiu, recunosc că sunt genul, mai ales când mergeam la conservator, deci eram genul care orice sală liberă găseam, eu eram acolo să studiez și nu mă oprea nimeni până ce simțeam că într-adevăr nu mai pot, că mi-a obosit vocea, că sunt praf, adică vreau să merg să dorm, atât. Te-ai gândit să-ți faci un concept de show al tău în care să treci, deși e inedit și în același timp poate greu de digerat, că nu știi exact cărui public te adresezi. Dar efectiv să faci un show, Maria Constantin, să faci de toate, și populară, și lăutărească, și operă. Uite, am început, pentru că mai mereu fiind numai și numai pe drumuri, și vreau cumva să evit lucrul acesta, pentru că de obicei oamenii merg și mă iau cu programul, în fine, o oră, două, într-o oră, două, nu prea ai cum să cânți foarte multe genuri muzicale, dar... Și mai ales că nu vreau ca lumea să înțeleagă ceea ce cânt. Nu mă gândesc să mă duc acolo și oamenii să nu înțeleagă nimic. Ba, am început cu jazz, ba, am trecut la pop, ba, am trecut pe folclor. Adică cumva vreau ca oamenii să înțeleagă. Și am abordat această idee cu trupa mea și merg la evenimente și au evenimentul cap-coadă. Adică cap-coadă, efectiv, de la ora 4, 5, 6, când începe evenimentul, sau chiar și la obiceiul, pentru că mai merg să cânt Ia-ți mireasă ziua bună. Îmi și place treaba asta, pentru că mie mi se pare că este tradiția noastră. Care e cea mai tare nuntă la care ai fost? Unde te-ai simțit bine și ca artist, poate și invitat? Că știu, să-mi mai întâmplă că mă duc la nunt și îmi place așa, mă și dansez, rămân până când... Chiar anul trecut am fost la o nuntă foarte frumoasă, undeva la Palatul Cantacuzino, mi se pare. La Bușteni? Da, la Bușteni. Nu, la Casino Sinaia. La Casino Sinaia. Foarte frumoasă. O și salut pe Adina, Miresica de acolo. Deci a fost o nuntă organizată ca la carte și am cântat împreună cu orchestra fraților Pavlov, Sergiu Pavlov. A fost wow, de la artiști, de la organizare, de la... Deci mi s-a părut cea mai frumoasă nuntă pe care am văzut-o și la care am asistat. Te-ai inspirat cu ceva de acolo pentru nunta ta sau ai un concept special? Nunta mea o să fie petrecere, îți dai seama, la mine hopa, hopa, o să fie white party, adică o să fie altfel. O să fie, îți dai seama, toată floarea cea vestită, cu, de începând de la folclor, până la manele, până la... Adică o să se distreze lumea și o să fie... De asta am și gândit-o, am gândit-o cumva ca un party, nici măcar nu mă gândesc că na, e nunta mea. V-ați ocupat voi doi sau ai și... Da, noi doi. Păi de vreo două zile ne ocupăm așa și am cam organizat, să zic, tot. Câte rochii ți-ai pregătit? Una. Una? Așa. Ți-am zis că eu sunt om normal, nu? Nu, și spunându-ți, povestindu-ți despre evenimente, da, uite, am luat evenimente întregi unde eu merg și când de la cafe-concert, cu, nu știu, ceva jazz sau pop-opera, fiecare după cum vrea, piesele cele mai cunoscute, cu instrumentiștii, până la folclor, până la manele, până la fiecare ce vrea. Și atunci am timp să-mi desfășor eu tot programul, pentru că eu n-aș avea timp să mă desfășor doar într-o oră. Ar fi prea puțin o oră ca să cânt tot ceea ce știu. Și gândește-te că înainte cântam la nunți, că, pentru că așa se cânta în Gorj, nunți de 3 zile și 3 nopți, unde se cânta în continuu, credeți-mă, noi spuneam, aveam o vorbă, până rămânea mireasa gravidă, da, pe sistemul ăla. Da. Și mergeam și cântam și nu mă repetam o piesă. Nu cred. Pentru că repertoriul era atât de vast și, într-adevăr, în Oltenia. Atât și pe zi și noaptea? Da. Da, pentru că se începea cu hora, după care, haide, a doua zi dimineața mergeam la mire, după care la mireasă, după care hai să luăm naș. La naș, care... da, deci era ceva, o ferie. N-aveam pauză decât atunci când ei mergeau la biserică. Atunci era. Era greu, dar și frumos, noastră. Nu? Avea un farmec aparte să te... Într-adevăr, să știi că mie chiar îmi este dor să mai... Și văd cam povești, așa, trei zile și trei nopți. Într-adevăr. Sună bine. Da, sună bine, numai că eu n-aș face treaba asta. Nu, păi na, acum, pe 4 august, să fie așa pe 4 cum vă august doriți e voi. Petrecere. Veniți, da? 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 Suntem invitați? Te aștept să deschid felicitarea aia de care răsună piesa. Spune-mi cu această ocazie ce îți place cel mai bun la iubitul tău și ce crezi că îi place lui cel mai bun la tine? Mamă, păi cred că ar trebui să fie super multe chestii pe care ar trebui să le număr. Bine, trei, hai. În primul rând, cred că na, cu asta m-a câștigat, sinceritatea lui. Și pentru că sunt un om care nu agrez minciuna, nu agrez să mă mintă cineva, atunci e cea mai mare
cel mai urât lucru posibil pe care mi l-ai putea face. Ceva ce nu ierți. Nu iert, niciodată, într-adevăr. Faptul că mă respectăm, pentru că este foarte important și este atent la fiecare necesitatea mea. Și de multe ori mi se întâmplă să gândim la fel. Adică dacă apuc eu să-i spun ceva, face, deci nu pot să cred, iară, adică la modul, băi, la asta mă gândeam acum să zic, să vorbim despre lucrul ăsta, deci fix, ai impresia că, nu știu... Acolo, vă da, simți, este acolo, suntem pe aceeași direcție. Gândiți la fel, priviți în aceeași direcție, da, cum se spune. Gândim la fel, simțim la fel. Hai. Gătești? Gătești? Da. Dar gătește și el. Da? Da. Cine cu cine se laudă și după aia... El gătește fructe de mare, în stil italienesc, cu din astea, cu... Îți dai seama, paste cu fructe de mare, cu creveți, cu risotto, cu tiramisu, cu toate cele. Vrei să-ți fac poftă? Iar eu sunt pe românesc. La mine, nenică, sarmale, fie salată de beof, toate mâncărurile românești, ce doriți... mă contactați. Perfect. Deschid completați, vă echilibrați, pare armonie și bine în casa voastră, lucru pe care ți-l doresc la infinit. Mulțumesc, Doamne ajută, Doamne. Și ajută. Dacă toți suntem așa și am vorbit de nuntă și de petrecere, zic să încheiem pe party, că să așa e cel mai bine. Party. E lumea fericită cu o piesă de dans și de voie bună. Cu mare drag. Facem căruța? Sau nu știu, facem, acum, nu știu, ce vreți voi. Că ai fost, și mă bucur că ai fost inspirată să improvizezi și să cânti așa ce ți-a venit pe moment, așa că facem căruța și... Băi, eu zic că voi trebuie, pentru mine trebuia să lungiți emisiunea asta, nu știu, să o faceți așa ca mai să aveți repertoriul vostru. Da, mai vin, mai vin cu mare drag. Episodul 2, cum am zis. Episodul 2. Mai avem și de vorbit și de cântat. Ce măriuță, dar ce o fi înțeles al meu când i-am zis că vreau pe meu. Dar m-am urcat într-o căruță, lumea zice măriuță, dar ce o fi înțeles al meu când i-am zis că vreau pe meu. Dar vai, 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 dracu și bărbații, când te uiți la ei îi ia cu palpitații. Vai, 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 ce mi-am luat pe cap, mai bine eu eram fată de măritat. Vai, 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 dracu și bărbații, când te uiți la ei îi ia cu palpitații. Vai, 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 ce mi-am luat pe cap, mai bine eu nu eram fată de măritat. Mă ajuți? Dar n-ați văzut, măi fetelor, ce tupă pe capul lor? Când încolo, când încoace, după degete vă-ntoarce. N-ați văzut, măi fetelor, ce tupă pe capul lor? Când încolo, când încoace, după degete vă-ntoarce. Vai, 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 dracu și bărbații, când cu palpitații, vai, 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 ce mi-am luat pe cap, mai bine eu nu eram fată de măritat. Vai, 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 dracu și bărbații, când te uiți la ei, ia cu palpitații, vai, 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 ce mi-am luat pe cap,